Bună, că tot nu am mai postat absolut nimic de câteva zile pentru că au apărut colicii la bebelină și nu am mai ieșit din casă, nu am făcut nimic nou, doar că am fost să-i punem cerceluși, dar nu am putut să filmăm deoarece eram sigură că o să plângă și o să fie un moment mai așa și nu am apucat, am vrut să fim acolo alături de ea, dar m-am hotărât să filmez astăzi pentru că am pus o comandă de pe Shein și am zis să le deschid aici odată cu voi. Deci, haideți să începem. Bebe este și aici. Puteți să-i vedeți piciorușele. Doar atât. În primul rând, i-am comandat o pernuță pe care am găsit-o și în farmacie. Credeți-mă, același material, aceeași culoare tot. Doar că era la un preț diferit. Era undeva la 85 de lei, dacă nu mă înșel. Iar eu am achiziționat-o cu 32 de lei. Mami, nu mai faceți zgomote, că ne aud oamenii pe live și o să râdă de noi. Prințesele nu fac așa, ți-am mai spus. Bun, să revenim. Asta este un burete pe care l-am cumpărat pentru apartamentul nostru să spăl în baie. De-abia așteptam să găsesc asta. Acesta este un suport pe care am dat undeva la, nu știu, 12 lei, 15 lei, pe care îl putem folosi atunci când plecăm la drum. Este pentru depozitat laptele praf, se deschide așa, avem chiar și, nu-mi vine cum se numește, pentru a pune laptele. Bun, iar aici este spațiul în care punem laptele praf. Chiar o să-l pun după ce termin acest video, pentru că l-așteptam de mult și credeți-mă că am primit pachetul azi dimineață, dar am așteptat să-l deschid odată cu voi. Acesta din nou este un suport de chiuvetă pe care o să-l pun la apartamentul nostru, pentru că nu îmi place să țin buretele acolo direct pe ea. Nu știu ce se află aici. Chiar nu am idee. A, gata, știu, este... Stai. Un suport în care o să pun dischetele, pentru că folosesc să o șterg pe cea mică cu apă termală pe față. Și m-am gândit că este mult mai accesibil dacă le am aici și nu în acel set. Este foarte drăguț, a fost undeva la, nu știu, a rămas undeva la 10 lei, dacă nu mă înșel. Aici avem ceva pentru bebe. O fantiță. Foarte cute. Aoleu. Cu șosețelele acestea și o să revin imediat pentru că plânge bebe. Probabil i-a scăpat suzeta din gură și trebuie să-i bag și revin imediat. Și am revenit. Bebe nu are somn, așa că a rămas cu bunii. Iar eu am venit să continui videoclipul pentru că după o să trebuiască să plecăm la Țiclen. Și o să urmeze videoclipuri de acolo. Cum stăm afară la aer cu fetița, pe unde o să plecăm, ce o să vizităm și așa mai departe. Mi-am luat o pijama, niște pantaloni cu un maieuț. Da. Și-a pus și mami o comandă cu câteva chestii. Aici avem din nou ceva pentru bebe, un turban care este foarte, 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 foarte drăguț și cu o bentiță care sper să-i vină pentru că asta e singura bentiță care pare foarte, foarte mică, adică arată cam așa, e foarte drăguță. Bun. O să le bag după la loc. Nu
Nu știu ce este aici. Cred că tot pentru mami. Da. Mi-am luat niște pantaloni scurți pe care i-am luat cu 11 lei. I-am găsit la reducere. I-am luat să stau prin casă. Mă rog. Tot pentru bebe. Haideți să vedem. Am luat o bentiță pe culoare gri. Una mov. Una roz. Una roz pudră. Și una albă. Deci în total 1, 2, 3, 4, 5 bentițe cu încă două și așa mai departe. Aici este tot ceva pentru mine. Mi-am luat încă o pereche de pantaloni scurs, tot la fel de stat prin casă. Ăștia sunt chiar drăguți. Au material foarte, foarte drăguț. Au rămas undeva tot la 14 lei, dacă nu mă înșel. Și au și un cordon. Ăștia chiar sunt drăguți, să știți. Ceilalți nu au un material atât de wow, dar la 11 lei, adică am luat să stau prin casă. Tot pentru bebe. N-am prea comandat haine de pe Shein, că n-am avut încredere. Am comandat chestii pentru casă, de obicei. Uitați ce drăguț e. E foarte drăguț. Sincer, nu știu dacă e și bine, dar o să-l probez. Și acesta. Super. Să vedem ce mai avem. Aici este tot pentru mami. Deci se pare că și mami și-a comandat câteva chestii. A, tot o pijama. Cu elefanței. A rămas la 23 de lei, 24 de lei, foarte ieftină. Și cu acesta un maiuț mai scurt, tot pentru pijama. Cam atât pentru mami, cu siguranță. Aici este o cască din aceea de făcut șuvițe pentru tati. Pentru că aveam una, dar nu era a noastră. Ah. După operația de cezarean am rămas cumva gen de durere. Am stat câteva zile aplecată și mă durea foarte tare spatele și am rămas puțin cocoșată, să zic. Adică mi-e foarte greu să-mi îndrept spatele și mi-am luat o chestie din asta. Am zis totuși să încerc, pentru că n-am vrut să mai comand alta din altă parte, deoarece mi-am cumpărat și centură din aceea postnatală și nu am purtat-o absolut deloc. Am mai comandat și două huse de telefon, una cu inimioare, iar aceasta material așa de piele, foarte drăguță. Și ultima chestie i-am luat la bebe. Nu avem păr încă, dar i-am luat un set cu multe clămuțe din acestea, așa. Sunt foarte multe. Abia aștept să le poartem. Cam astea au fost. Nu știu cât de interesant vi se pare vlogul acesta. Dar am zis totuși să deschid pachetul cu voi. V-am zis, urmează să plecăm într-o deplasare și cu siguranță vom filma și de acolo, pentru că nu am avut timp zilele acestea, după cum v-am zis. Urmează să mă mai așteaptă încă un pachet acasă de la o prietenă foarte dragă care este plecată în străinătate și ne-a făcut câteva cadouri și mie și lui bebe. Și dacă v-a plăcut vlogul, dați aici un like, un subscribe și o să revin și cu videoclip cu următorul pachet pe care l-am primit cadou. Vă pup și vă doresc o zi cât mai bună!